Salutare și ne v-am găsit la un nou update, de data asta nu chiar săptămânal, cu lucruri interesante care se întâmplă la nivel național în cercetășie. Ne apropiem de adunarea generală și energia noastră este investită cu precădere în organizarea întâlnirii noastre online, care se va întâmpla pe 17 și pe 18 aprilie. Ce noutăți avem? În ultimele câteva zile avem trei candidaturi noi, două pentru Consiliul Director și una pentru Comisia Națională de Cenzor. Puteți să găsiți mai multe detalii despre uh, candidaturi și despre adunarea generală în general pe ag.scout.ro De asemenea, am lansat o mini platformă de întrebări și răspunsuri unde toți cercetașii pot adresa întrebări candidaților la Consiliul Director pe baza ID-ului lor de cercetaș ca să vă ajutăm să susțineți pe acei candidați cu care rezonați cel mai mult pe subiectele de interes pentru voi. Tot în ideea asta, candidatele noastre pentru funcția de președinte au agreat să ia parte la o dezbatere live vineri, 9 aprilie la ora 6 după masa. Dezbaterea va fi moderată de Horațiu Pop de la Centrul Local Scout Slujna napoca și este o premieră pentru procesul nostru electoral. Pe 2 aprilie vom publica ordinea de zi finală cu toate documentele aferente, acesta fiind termenul limită pentru toate propunerile de orice fel pentru adunarea generală. După acest moment vă reamintesc că centrele locale pot propune amendamente la propunerile deja acceptate pe ordinea de zi. În următoarele două zile vom publica și datele pentru sesiunile de consultare pre-adunarea generală, care ne vor ține conectați online în serile următoarelor două săptămâni. Sesiunile care acoperă cele mai de interes subiecte de pe urna de zi au ca scop crearea unui spațiu de dialog și de feedback care să compenseze măcar parțial limitările tehnice ale unei adunări generale online. Vești bune săptămâna asta și de la Scout Shop, unde începem să vedem luminița de la capătul tunelului. După o perioadă foarte dificilă, cauzată de limitarea activităților cercetășești pe fondul pandemiei, planul de conservare și de redresare adoptat de Scout Shop începe să dea roade. De asemenea, bordul de supraveghere al își termină și el mandatul și urmează să lansăm un apel de candidaturi pentru un nou bord, care va fi selectat de noul Consiliu Director. Am publicat spre consultare și vom aduce spre Adunarea Generală pentru Validare, momentan sub forma unor rezoluții, propunerile Consiliului Director pentru ceea ce numim intern reorganizarea administrativă. Un set de schimbări fundamentale ale modului în care ne organizăm centrele locale în teritoriu și ale felului în care încurajăm și înființăm grupuri noi de cercetași. Aceste schimbări sunt un proiect ambițios și necesar, fiind rezultatul a mai multor ani de consultări și înțelegere a problemelor și limitărilor administrative cu care ne confruntăm atât la nivel local, cât și la nivel național. Și proiectul ăsta propune schimbări strategice pentru a ne asigura că creștem ca organizație. Pentru că în efortul de a combate pandemia autoritățile schimbă suficient de frecvent regulile și de multe ori suntem forțați și noi să le adaptăm pe ale noastre, am creat o variantă simplificată de prezentare a regulilor principale care se aplică în acest moment pentru organizarea de activități cercetășești. Continuăm să urmărim constant evoluția situației epidemiologice și vă ținem la curent cu orice modificări relevante se aduc pentru activitatea noastră. Echipa noastră de diversitate și incluziune de la nivel european ne invită la un branch digital sâmbătă, 10 aprilie, de la 12 la 15.30, ora României. Se va vorbi despre dialog, despre drepturile omului, despre incluziune socială. Întâlnirea va fi structurată în mai multe etape, precum Human Library sau Dialog Cafe. Dacă sunteți interesați, vă puteți înscrie până pe 5 aprilie. Astăzi veștele din ultimele zile ne auzim săptămâna viitoare. Gata oricând!